faci. Trebuie să mulțumesc lui Christopher Van Dien că a făcut o carte minunată despre afiș și a prezentat filmul românesc prin afișe, prin afișe autohtone și afișe străine. A fost o mare parte din viața mea afișul, cât am stat în București, acum 25 de ani. Aceste afișe reprezintă cam 10 ani din activitatea mea. Aș zice că a fost o implicare de asta cum ziceau comuniștii multilateral dezvoltată, că prima discuție am avut-o cu Chris, cu un american venit la București, venit în România și care tocmai spunea, uite, aș scoate o carte despre afișele din filmele românești de până în 89, ce părere ai? Am zis, e o idee extraordinară. Wherever you travel in the world, you try to learn something about, you know, the film culture of the country. And spending as much time as I have in Romania, I really kept digging and digging and digging. And the more I dug, the more interesting it became.